Ne-am cunoscut? E poveste lungă, dar pe scurt, putem spune că a fost o minune, un miracol, ceva de genul. La modul cel mai serios. Și a fost minune că ce? Când a făcut cunoștință o maică de la Vara Roșie, maică Olimpiadă. Sunteți de acord să vă căsătoriți cu domnul Coarnă Alexandru? Da. Și am tot vorbit cum a vorbit. Eu la Chișinău și tu la Chernoci. Și cum vorbeam? Până? Până dimineața. Te luam 8 seara până la 6 dimineața, 8 dimineața pe vile. Da. O săptămână, două. Și ce ziceam? Fata mergea la serviciu dimineața, eu mă culcam. Ziceam, uite afară pe ce se face ziua. Și tu dormeai și eu trebuia să plec la radio. Și uneori ratam câte? Multe interviuri. Că aveam interviuri planificate și le ratam. Data vinovatul și-a propus să se revanșeze pentru toate. Și asta da. O să facă toată viața. Și acum ai te revanșat? Nu. Că m-a luat de soție? Nu, mai am. Sunt dator în continuare. Prietenul tău pentru toată viața. Și promis să fiu prietenul ta cel mai bun pentru toată viața. Iar eu promis să te iubesc mult mai mult decât mă iubești în toată viața. Fermecă.